Gemeni. În primele trei luni, protecția în rezolvarea disputelor și problemelor de sănătate continuă, dar în luna aprilie, succesul în aceste sectoare se transformă în eșec. Dacă nu ai finalizat tot ce se putea în lunile ianuarie, februarie și martie. Apoi, în lunile mai și iunie, tot ce îți face plăcere, ce te pasionează, distracția sub orice formă, practicarea sportului și hobby-urile, ar fi mai bine să le amâni pentru lunile iulie și august, când vei reuși să te simți cu adevărat foarte bine. La fel și cei ce desfășoară activități importante în domeniul artei, sportului, divertismentului. Vor înregistra o serie de înfrângeri în lunile mai și iunie și victorii meritate în lunile iulie și august. În lunile septembrie, octombrie și noiembrie vei rezolva cu succes problema sau problemele cu locuința în care trăiești împreună cu familia. Și poți fi alături de fiecare dintre ei în rezolvarea dificultăților cu care se confruntă. Dar atenție, totul trebuie să se termine cu bine până luna decembrie anului 2020, când succesul în căminul familial este înlocuit de eșec.